fericirile, dispoziții vindecătoare ale sufletului către sine, Dumnezeu și ceilalți. În timp ce primele patru ne instalează în interioritate și căutarea lui Dumnezeu, următoarele patru ne direcționează înspre cei din afară. Cu alte cuvinte, spiritualitatea lui Iisus nu poate fi înțeleasă decât prin iubirea lui Dumnezeu și asemenilor noștri. Orice încercare de a le deslipi le nenorocește pe ambele. Doar conștientizând ceea ce zace în noi și abandonându-ne lui Dumnezeu, vom fi în stare să oferim ceva celor din jurul nostru. După cum v-am promis, în fiecare duminică vom lua câte o fericire și o vom translata pe limba noastră, dar nu numai atât. Invitația este să vedem pe unde suntem și să încercăm să o implementăm în viața de fiecare zi, ceea ce vă dați seama că e puțin mai complicat. Dacă fericirea celor săraci în duh e cea mai puțin înțeleasă, fericirea celor ce plâng este cea mai alunecoasă sau stânjenitoare dintre toate. Dacă prima fericire e rezervată celor ce au ajuns la capătul puterilor, următoarea le aparține celor ce se întristează. Cea de-a doua fericire prin care Hristos alege să scandalizeze lumea este aceasta. Fericirea celor nefericiți. E un șoc din start. Cum să-i spui cuiva care plânge că îi fericit sau că poate ieși ceva bun din toată povestea asta? Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Cineva mărturisea, de obicei am versete subliniate în Biblie. Versetul ăsta nu era subliniat. Pe de altă parte, Amin ne avertiza când am fost în vizită și ne-am rugat pentru fetița lor. Au zis să nu fii șocați dacă mă veți vedea că plâng. Se pare că un aliat, un prieten, un însoțitor în toată perioada asta, pentru el și familia lui, sunt lacrimile. Dacă vă mai aduceți aminte de convertirea lui Saul din Tars, cel care a devenit marele apostol Pavel, apostolul neamurilor, în Fapte, capitolul 26, pentru a treia oară, Luca e atât de impresionat încât relatează experiența convertirii sale și există o vorbă cu tâlc pe care Hristos i-o spune imediat după ce îi se adresează: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și spune vorba asta: îți este greu să arunci înapoi cu piciorul în vârful unui țepuș. Este imaginea din agricultură în care animalele erau împinse înainte prin experiența neplăcută a durerii. Cuvintele acestea se pare că sunt bine cunoscute în scrierile morale și filozofice ale vremii și reprezintă o vorbă cu tâlc, o veritabilă metaforă cu privire la zădarnica împotrivire în fața divinității. Că până la urmă, într-o astfel de confruntare, n-ai cum să ieși așa cum ți-ai dori tu. Dar întrebarea voastră, probabil, cum se leagă de fericirea pe care o studiem? Sau de fericirile acestea? Păi, doar atunci când ne-am risipit, când ne-am epuizat toate opțiunile în viață, suntem pregătiți să ne mântuim. Nu mai poți pune la îndoială că întâlnirea ta e o întâlnire veritabilă cu Dumnezeu cel viu și adevărat. Iar lacrimile ce sunt? Prima dovadă, primul semn că inima e zdrobită, că îi străpunsă de realitatea unei astfel de întâlniri. Observați căutarea fericirii în locurile cele mai nepopulare, neașteptate. Este ruta trasată de Hristos în predica de pe munte. Nu știu dacă ai remarcat, însă fiecare fericire
oferă o lovitură de grație zdrobitoare filozofiei succesului din zilele noastre. Până la urmă, mesajul pe care îl resimți e că oferă un veritabil knockout la tot ceea ce gândesc oamenii de atunci și de astăzi cu privire la succes. La lucrurile care te împlinesc, care îți oferă cu adevărat semnificație, la nevoile tale centrale. Dar ce ne facem cu această confuzie în care ne aruncă subiectul de astăzi, legat de lacrimi, de plâns, de toată încărcătura asta atât de alambicată și de complicată? Păi gândiți-vă la jena culturală. Cât de bine te simți când cineva te vede că plângi. Este așa o reacție, o adevărată repulsie la lucrul acesta. Mai ales pentru bărbați. Nu știu cât de confortabil vă simțiți. Deși cei de la holograf ne-au reamintit că și băieții mai plâng câteodată când nu-i vede nimenea. Plânsul la nervi al copilului. Există și un plâns de epuizare, de există plânsul la nervi și e foarte greu, dacă ești 24 de ore pe zi acolo, să nu simți iritare. Atunci, observați, sunt multe direcții în care ne trag aspectele acestea. Stânjeneala care te cuprinde când realizezi că ai fost zărit de cineva atunci când te-au podit lacrimile. Cum încerci să te scuzi, mai ales în public, ați văzut lucrul acesta, cum oamenii încearcă să cumva să gestioneze momentul de jenă. Poate ai remarcat ușurința cu care plâng alcoolicii, bețivii. Dostoevski spune despre Feodor Karamazov, matca tuturor răutăților, că era rău și sentimental și plângea ușor. Poftim! Hristos zice, ferice de cei care plâng. Actorii au învățat să plângă și aproape că au un anumit automatism pentru a crea acea conexiune energetică în momentul în care transmit un mesaj. Ce să mai zicem de falsitatea pe care am întâlnit-o, poate mai de mult, la înmormântor, prin bocitoare, vaetele alea, copil fiind, a fost efectiv traumatizat. Tatăl meu mă ducea de multe ori cu el la înmormântare și nu știu cât de mult m-a ajutat lucrul acesta, dar am avut de atunci o repulsie față de falsitate. Deși mult mai târziu am conștientizat-o, dar lucrul acela l-am regăsit uneori și în biserică. Există un anumit etos spiritual în care încerci să forțezi, să induci și lecția pe care o învățăm astăzi, ceea ce se întâmplă în fericirea asta, trebuie să vină în mod natural, firesc. Altfel, nu te ajută nici pe tine, nici pe cei de lângă tine. Orice falsitate compromite pe de-a-ntregul subiectul despre care vorbim. Pe de altă parte, dacă mă uit în Scriptură, Hristos a plâns, apostolii au plâns, profeții de asemenea au plâns, regele David a plâns, oare noi pe ce lume trăim? Cine ne credem noi că suntem? Îngăduiți-mi să fac o scurtă paralelă, survolare, prin câteva realități ale Sfintei Scripturi. Profetul Samuel, deși nu se mai duce să-l vadă pe regele Saul, îl plânge neîncetat în fiecare zi și noapte. Și spune, pentru că Domnul se căise că l-a pus împărat. Nu știu dacă vă aduceți aminte, avea motive, fiindcă regalitatea, monarhia intră prin înlocuirea mandatului fotoliului de judecător în Israel. Ar fi avut toate motivele să fie indiferent și profetul ăsta zi și noapte îl plânge. Și când zice că Dumnezeu s-a căit, înseamnă că Dumnezeu a văzut ceva, a văzut potențial, avea alte așteptări. Lucrul ăsta mă șochează în felul în care procedează Dumnezeu cu oamenii. Până când Dumnezeu îi spune, stop, când vei înceta să-L plângi pentru că L-am lepădat? Observați, cuvântul lepădare are o altă încărcătură. Pentru că nu și-a împlinit menirea la care îl cheamă Dumnezeu. Regele David, împreună cu oamenii lui, la vederea Țiclagului, care era în flăcări, spune cuvântul, au plâns până n-au mai putut plânge. Profetul Ieremia, în capitolul 9, cu 1, recunoaște, o, de mi-ar fi capul
plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi. Aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Lui Ezra ochii varsă și roaie de lacrimi pentru că legea Domnului nu este păzită. În Psalmul 119. Iisus a plâns dezastru spiritual și prăpădul care avea să ajungă poporul la anul 70. Pentru că nu au înțeles vremea în care au fost vizitați de însuși Dumnezeu. Tot Iisus plânge la mormântul lui Lazar și absorbe toată iritarea, toate reproșurile surorilor. Dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Și Hristos e acolo ca fiul lui Dumnezeu care știa că îl va învia. Și cu toate astea, nu ți se pare interesant că adevărata spiritualitate se vede în emoție, în empatie, în faptul că Iisus Hristos se identifică atât de natural cu noi, muritorii, și cu toate problemele noastre. Petru, spune cuvântul Evanghelia în Luca, a ieșit afară și a plâns cu amar momentul lepădării. Pavel scrie bisericii din Corint, cu ochii scăldați în lacrimi. Dintr-o dată realizezi că te afli într-o companie selectă. Noi, pe unde ne aflăm în acest peisaj? Iată adevărul care cred că ne trasează călătoria și înțelegerea, investigarea acestui subiect. Lacrimile sunt o reacție absolut firească în fața suferinței, împietririi și chiar a propriului păcat. Fie că e vorba de suferință, fie că vezi împietrirea celor din jur, fie că te confrunți cu propriul păcat, toate lucrurile astea în mod natural ar trebui să ne cerceteze și să ne aducă la Dumnezeu. Deși inima poate fi zdrobită din vari motive, interioritatea la care ne cheamă Hristos vizează în primul rând propriul păcat și răul ce zace în noi. Celebrul roman al scriitorului francez Victor Hugo, Miserabili, ne oferă o scenă remarcabilă. Ne aducem aminte de Jean Valjean, care scăpat de la ocnă, evadat, ajunge în casa episcopului, noaptea fuge, îi ia argintăria, este prins, este adus înapoi, preotul îl contrariază pe el și cei care îl aduceau în arest, pentru că îi spune, hei, nu ți-am spus că și sfeșnicele ți le-am dăruit, de ce n-ai luat toată argintăria? Ei, după momentul acesta când el pleacă și iese, undeva pe câmp se întâmplă un incident care în aparență nu are o greutate prea mare, întâlnește un copil care se juca cu doi bănuți și fură acestuia. Și momentul acela este momentul declanșator. E acea undă din urmă a harului lui Dumnezeu care i-a apucat viața și care o ține în strânsoare în momentul acela. Și uitați cum descrie Victor Hugo momentul acesta. Jean Valjean plânse îndelung. Plânse cu lacrimi fierbinți. Plânse în hohote. Mai slab decât o femeie. Mai înfricoșat decât un copil. Plângea și în mintea lui se făcea ziua din ce în ce mai tare, o zi nemaipomenită, o zi încântătoare și grozavă totodată. Ceea ce e absolut incredibil la felul în care relatează lucrurile e cum gesturile de bunătate total neașteptată din partea lui Dumnezeu sau oamenilor care le reprezintă creează în noi acel element intrigant de nelămurire în care nu ne putem explica niște lucruri și ciocnirea cu inerția înspre rău, repetitivitatea la care ne-am pretat o viață întreagă când intră în coliziune la momentul în care devenim dintr-o dată conștienți și suntem străpunși în inimă. Recomand un film pe tema aceasta, filmul The Mission cu Robert De Niro și Jeremy Irons, în care el, dintr-o prostie, comite o crimă și, cum își urcă toată povara aceea, când urcă înspre cei sălbatici pe care vrea să îi ducă înspre Dumnezeu în cele din urmă. Și momentul copleșitor în care el plânge ca un copil, momentul autentic al apropierii de Dumnezeu.
După cum spune Andrei Pleșu, poate cea mai frumoasă explicație în plan mental a transferului pe care îl produce o astfel de emotivitate sunt următoarele cuvinte. Plânsul adevărat este o ispravă paradoxală a minții. E metanoia, adică saltul minții dincolo de sine, în alt plan al înțelegerii. În momentul în care ai parte de darul lacrimilor și de lacrimile alea care vin de la Dumnezeu, nu mai poți să vezi lucrurile, să te înțelegi pe tine, să privești lumea înconjurătoare cu aceiași ochi. Ceva se schimbă în optica ta și în felul în care pricepi lucrurile. O să zici, bine, bine, înțeleg că un om care are parte de convertire s-ar putea să treacă și printr-o astfel de experiență, mai ales dacă a comis în viață anumite lucruri grave, grele, de suportat și de iertat, inclusiv la nivel individual. Dar ce ne facem după momentul acesta? David Brainerd, un misionar american printre indieni, consemna în jurnalul său, pe data de 18 octombrie 1740, citez: în devoțiunea mea de dimineață, sufletul mi-a fost nespus de tulburat și am plâns amar păcătoșenia și stricăciunea mea din cale afară de mar. Nu știu dacă te șochează sau te surprinde în vreun fel lucrul acesta, dar, hei, nu vorbim despre cineva care face o schimbare de macaz în viața lui cu privire la un trecut tumultos, cu probleme, cu tot felul de lucruri, ci vorba de un om care de ani de zile îl slujește pe Dumnezeu și vestește altora iertarea și mântuirea. Observ cât de șocant și de inaccesibil ne este un astfel de peisaj pentru noi, cei care trăim în secolul 21. Și întrebarea e, ce putem face? Care e până la urmă problema pe care noi o întâmpinăm? Un lucru la care mă gândesc de multă vreme este că acest verset adevărat, dar foarte uzitat, cumva ne pune un fel de piedică. 2 Corinteni, capitolul 5, cu 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. No, poftim. Cum mai poți să plângi după un astfel de verset? Dumnezeu îți schimbă viața, ai devenit o nouă făptură, o schimbare dramatică, semnificativă, radicală are loc în viața ta? Da, de acord. Dar lucrul acesta îți mai lasă spațiu pentru a putea plânge? Pentru a trăi acel moment de șoc înaintea lui Dumnezeu că anumite lucruri nu sunt așa cum ai crezut tu că sunt în viață? Ăsta e lucru care pe mine mă șochează și de unde cred că noi avem o problemă în mediul evanghelic, mă refer în primul rând. Cred că foarte mult ne așteptăm când citim lucrul acesta, vezi, cu atâta ușurință. Asta e problema capitală. E ușor să privim în grădina altora, să ne uităm la alții, să dăm exemple. Dar pe mine la asta mă ajută, îmi pune o oglindă în față. Mă gândesc că în Biblie, când am citit, la un moment dat, a fost așa, din senin, a venit această revelație că nu păcătoșii notorii l-au pus pe cruce, ci oamenii religioși ai vremii. Nu știu dacă sesizezi orbirea de care aveau parte în ce privește răul din propria inimă. Și mai mult decât atât, un om nevinovat au inventat răul cu privire la el și pentru care trebuia să moară. Și lucrul acesta se transpune în plan psihologic și social în felul următor. Dacă nu suntem capabili să identificăm, să smulgem răul din inimă în permanență, nu doar răul real, ci și răul imaginar, îl vom vedea în jur și vom nenoroci pe ceilalți. Ei, asta e lecția pentru sinagoga din vremea respectivă, pentru bisericile din ziua de astăzi. În ce măsură noi suntem capabili să ne identificăm propriile neajunsuri și să le aducem înaintea lui Dumnezeu? Dacă n-am comis lucruri grave, reprobabile în viața asta, înseamnă că suntem ok, ne descurcăm, nu-i așa? Cineva mi-a împărtășit o experiență uimitoare și care și pentru el, ca fizioterapeut, a fost venit așa pe neașteptate. În timp ce era cu un pacient, acesta îi spunea că îi mulțumește lui Dumnezeu că nu se face vinovat de păcate grave.
Și inspirat intră în dialog, în subiect și zice, da, mi-ai putea da un exemplu. Ce ar însemna un păcat grav? Păi zice, un păcat grav ar fi o crimă. Bun, dar atunci mi-ai putea da un exemplu de păcat mic, din ăsta care nu-i chiar așa de periculos. Păi zice, am o problemă cu fumatul. Zice, nici cum nu mă pot lăsa de lucrul ăsta. Parcă Dumnezeu i-a pus în inimă un îndemn și a zis, păi zice, te-ai uitat vreodată ce scrie pe pachetul de țigări? Fumatul ucide. Atât de șocat a fost acea persoană, încât efectiv discuția aceasta a condus-o și i-a dat putere să se lase. Ei, ce vreau să vă spun pe de-o parte, vedeți, interacțiunile sociale sunt veritabile momente providențiale pe care Dumnezeu vi le rezervă. Dar imaginea și pentru mine a fost una copleșitoare. Care e diferența dintre un moment care duce la moarte și un ocolitor care poate să dureze o viață întreagă? Și lucrul ăsta ne ajută să luăm mult mai în serios această diferențiere pe care noi o facem între păcatele grosolane și lucrurile mai puțin nefaste pentru viața noastră. Care crezi că e pe termen lung efectul cumulat al judecății celorlalți, al neiertării, nemulțumirii, aroganței și auto-îndreptățirii? Unde crezi tu că duc toate lucrurile astea? Iată adevărul pe care îl învățăm. Accentuarea diferenței dintre păcatele capitale și cele respectabile, dintre păcate mari și mici, acceptabile și scandaloase, duce la împietrire. Iată de ce nu mai putem plânge, dar ne plângem de alții de nu-i adevărat. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, cu 39. De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Sunt curios cum sună pentru noi acest verdict cu pedigriul Mioriței în sânge. Fiecare avem anumite vorbe, maxime care ne rămân întipărite. Pentru mine, cuvintele unui preot, Igumen Naikan, răsună în felul următor. Rugați-vă cu stăruință lui Dumnezeu Domnul pentru cel mai minunat și mai necesar dintre daruri, acela de a-ți vedea propriile păcate și nu-i suficient să vezi, de a plânge pentru ele. Oricine are acest dar, subliniez cuvântul dar, are absolut totul. Cuvintele astea m-au străpuns. M-au captivat și mi-au cucerit gândirea. Să luau un moment dat, fiindcă le-am folosit de mai multe ori, le-am memorat, un fel de, un mic titlu de cinste, de onoare, frumos în ocazii să le spui și la cei din contextul ortodox și la cei din mediul evanghelic. Și după o înmormântare, când mă întorceam acasă, m-au străpuns gândul ăsta. Dar mie, ultima dată, când mi s-a întâmplat așa ceva? Tot ce am făcut în momentul ăsta de onestitate a fost să-L rog pe Dumnezeu să îmi dea. Dacă e adevărat, să-mi facă parte de lucrul acesta. Ce mi s-a părut interesant e că nu s-a întâmplat spontan. N-a avut loc într-o clipă. Ce a avut loc am la vreo oră jumate după ce am ajuns acasă. Și dintr-o dată mi-a adus aminte două, trei lucruri și am zis, nu e ok. Și atunci am înțeles că nu informația, ci revelația este cea care ne transformă. Și întotdeauna cunoașterea lui Dumnezeu se confundă cu adevărată cunoaștere de sine. Lumina lui Dumnezeu pătrunde în sufletele noastre și scoate la iveală lucruri de care habar nu aveam. Stai frumusețea sufletului, elasticitatea lui. Realizezi cât te încap acolo, cât de mult te răscolește, te pregătește Dumnezeu pentru a te putea cu adevărat întâlni cu El. Iată trei întrebări interesante pe care le voi repeta și la final. Când am plâns ultima dată? 2. Când am plâns pentru că am fost rănit? Asta e mai simplu. Dar a treia întrebare e mai interesantă. Când am plâns pentru că am rănit pe cineva? Ca să vedeți cât de
complicate și amestecate sunt lucrurile, uitați ce spunea cineva, de multe ori în plânsul cel după Dumnezeu se amestecă lacrima cea fără de har a slavei deșarte, când ne vom vedea că plângem și că suntem răi sau cu vicleșug. Atunci poți să-ți dai seama dacă îți dai seama de anumite lucruri pe care le faci cu răutate, deși ai plâns. Asta ca să vedeți cât de anevoioasă este această cale. Cum de multe ori regretele se pot confunda cu căința, iritarea vanitoasă cu păcatul, nemulțumirea de sine cu vidul interior pe care ar trebui să-l resimțim în fața lui Dumnezeu, judecata personală față de instanța absolută a judecății în care nu poți să pretinzi, în care rămâi în așteptare în fața lui Dumnezeu. Tocmai de aceea se vorbește în mistică despre anumite trepte ale lacrimilor prin care trebuie să treci pentru a putea înainta. Merită amintite. Prima treaptă este cea curățitoare, în care simți o eliberare și o purificare, un veritabil catarsis prin care treci în momentul în care ajungi să plângi înaintea lui Dumnezeu. Însă lucrul acesta te duce la treapta următoare și este cea luminătoare. Întotdeauna când îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, ai parte de o anumită revelație, de o anumită iluminare. Nu mai poți vedea lucrurile la fel. Nu mai poți trăi la fel. Și nu în ultimul rând există și o treaptă tainică, cea desăvârșitoare a unirii noastre, în care simți că Dumnezeu este singura ta consolare și mângâiere. Un autor care îmi este foarte drag, Richard Rohr, povestește la un moment dat, a avut parte de un dar, de o generozitate extraordinară, un an sabatic, și pentru anul acela sabatic, el și-a propus, a simțit din partea lui Dumnezeu să-și ia drept motto cuvintele lui Ludwig Wittgenstein: nu gândi, observă doar, privește cu atenție. A renunțat la cărți, la lecturi, la televizor, la alte lucruri, ca să creeze spațiu. Scopul lui era să monitorizeze fluxul de trăiri, de gânduri, să le noteze într-un jurnal, să vadă ce se întâmplă, regândindu-și lucrurile pe care Dumnezeu le va aduce în viața lui. Ei, la un moment dat povestește că s-a trezit undeva în natură cu ochii în lacrimi. Și el specifică, sunt o persoană care plânge foarte greu și foarte rar. Și sentimentul pe care îl descrie în fața frumuseții uluitoare din creația lui Dumnezeu, din natură, care simțea că se contopește cu o prezență dumnezeiască veritabilă. Dar lucru și mai surprinzător este că la câteva secunde distanță are parte de un plâns legat de anumite amintiri care au revenit dintr-o dată în conștiință cu privire la persoane pe care le-a rănit, decizii stupide în viață și greșeli la care a recurs în anumite momente. Și elementul acesta, complexul acesta de emoții, de trăiri, mă întreb, în vremurile agitate, nebune pe care le trăim, cât de greu ne este să ajungem la așa ceva? Să creăm acel spațiu. Și observați, lucrurile nu se întâmplă așa, la foc automat, 1, 2, 3, cum încearcă unii să ne spună anumite soluții. E nevoie de răbdare, e nevoie de timp, de dorința ca să fii atins și prelucrat de Dumnezeu. Așa cum zicea cineva, Dumnezeu nu lucrează cu oamenii într-un cuptor cu microunde, ci lucrează la foc moale. Și asta trebuie să știi dacă te dai pe mâna lui Dumnezeu, că ai nevoie de timp, de răbdare. Uitați, lacrima topește și spală, precum ploaia intrând în pământ fertilizează, stinge văpaia mâniei și iuțimii, răcorește, potolește sufletul, dizolvă fixația obsesivă și limitativă, aprinde o nouă sete, reorientează dorințele noastre, apa dizolvă, focul călește. Cred că e un moment potrivit să facem câteva corecții necesare legate de lacrimi, pe care le-am simțit încă din start. În primul rând, lacrimile nu exclud bucuria, ci împietrirea.
În Roman 12, 15 și 16, Pavel scrie comunității din Roma: bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de ceilalți. Observați? Aceleași simțăminte înseamnă să fii capabil și în momentele de durere și de bucurie să fii natural, să împărtășești, să comunici trăirile tale cu cei din jurul tău. Numele patriarhului Isaac înseamnă râset. Ăsta e numele pe care Dumnezeu îi poruncește lui Avram și Sarei la copilul care se naște, la o vârstă foarte, foarte înaintată. Și când vin îngerii și îi vizitează, Sara începe să râdă. Și nu recunoaște atunci când îngerul o confruntă. Zice, cum, la vârsta asta să ne nască? Și Dumnezeu zice, vezi, pentru că am simțul umorului, la anul pe vremea asta o să se nască un copil și îi pune numele Râset. Nu știu dacă sesizați, dar Biblia pe care o citesc are o varietate de trăiri, de nuanțe, de lucruri care te încântă și care îți activează până la urmă prezența ta într-o lume ca aceasta, în care te invită să pășești înspre el. Poate unii care sunteți familiarizați cu varianta fericirilor din Evanghelia după Luca, capitolul 6, 21-25, găsim aceste cuvinte intrigante. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Și dacă te grăbești, zici, vezi? Uite cum le elimină, le desparte. Dar cum văd eu lucrurile, e că Iisus Hristos prezintă faptul că ești în modulul ăsta pe pilot automat și nu te interesează decât superficialitatea și distracția, s-ar putea să ai parte de un șoc. E acest revers, această răsturnare de situație pe care Hristos o ipostaziază și ne-o pune în față. Și a zis, hei, nu uita de cele două realități. Dar Hristos nu le exclude, ci le îngemânează. Așa cum zice și Apostolul Pavel. Textul nu anulează bucuria, ci prezintă această răsturnare a situației care pentru unii va fi absolut tragedia vieții lor. Un alt lucru pe care îl învățăm, lacrimile nu anulează mulțumirea, ci o inimă rea nerecunoscătoare. Fără mulțumire, plânsul nu este decât deznădejde, iar fără pocăință, mulțumirea nu este decât o închipuire de șartă. Mai departe, lacrimile nu suspendă introspecția, ci instituie dreapta judecată. Plânsul e fiica gândului și a sensibilității direcționate corect. Sensibilitatea și gândul nu se exclu, ci se îngemânează. Origen a lăsat o formulă celebră care ne însoțește în parcursul vital al apropierii de Dumnezeu în trei cuvinte: praxis, teorias, anabasis. Făptuirea e urcușul contemplației. Doar atunci când te lupți în viața asta și îți dorești în această căutare de a integra sinele tău și toate aspectele vieții tale la oaltă, înțelegi ce înseamnă reflecția călăuzitoare înspre Dumnezeu, prin cruce la lumină, prin doliu, prin plâns, la mângâiere. Informația nu mântuie pe nimeni. Adevărata cunoaștere implică asumare și metabolizarea la nivelul credinței noastre. Mai mult, plânsul nu e o formă de slăbiciune, ci de vulnerabilitate și de curaj. Să plângi, să fii natural, înseamnă să ai curaj, să ai vulnerabilitate, să ai puterea de a te deschide. E greu și în familie, față de soț, față de copii, dar minte în prezența unor prieteni sau unor străini. Și plânsul nu înseamnă autocompătimire, ci conștientizare și mărturisire, expectorarea răului din inimă. Atât de mult mi-au plăcut cuvintele lui Ava Pimen, care spune, învață-ți gura să grăiască ceea ce ascunde inima. Felul acesta te apropii de miezul realității despre care vorbește Hristos. Nu știu dacă ai citit în ultima vreme ceea ce spune apostolul Iacov, fratele Domnului, în capitolul 4, în scrisoare adresată bisericii. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă
ticăloșia? Cum să spui astfel de cuvinte unei comunități de credincioși? Și dacă veți vedea acolo, cartea, scrisoarea lui Iacov abundă în cuvinte. Prea iubiților, prea iubiților, frații mei, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria în întristare, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și El vă va înălța. Cum să lansez o invitație pertinentă și de bun simț la tânguire și la experimentarea ticăloșiei? Poate unul dintre cei mai rafinați scritori pe tema lacrimilor este Sfântul Ioan Scăraru. Plânsul este un ac de aur al sufletului. Ac de aur, scăpat de orice țintuire și alipire și înfipt de tristețea cuvioasă în lucrarea de cercetare a inimii. Ce spune acest bărbat e că lacrimile te cos și te descos, te lipesc și te dezlipesc de lucrurile lumești și te apropie de Dumnezeu, de cele duhovnicești. Rodul străpungerii mincinoase este închipuirea de sine, iar acele adevărate este mânghierea. Precum focul topește trestia, așa lacrima topește toată întinăciunea văzută și gândită. Care sunt oare cele mai cunoscute piedici în calea lacrimilor? De ce ne vine atât de greu să plângem? Am descoperit câteva. Automulțumirea. Dacă ești prea mulțumit cu tine, n-ai cum să cunoști această experiență. 2. Judecata. În momentul în care îți judeci semenii pentru relele pe care le fac, cum vei putea tu să conștientizezi răul din propria inimă? 3. Ipocrizia, duplicitatea. Mai departe, împietrirea, nesocotința, indiferența față de lucrurile sfinte, lipsa rugăciunii. Atât de mult mi-a plăcut un om din comunitate, din biserică, la un moment dat îmi spunea, și de multe ori mă rog lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă să nu uit niciodată cum am fost eu. Am văzut cu câtă ușurință în familie uităm cum am fost noi. Cel puțin lucrul ăsta ne-ar da mai multă îngăduință cu copiii noștri, cu cei pe care ni-a dat Dumnezeu. Și ajungem la partea a doua a fericirii, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Cum înțelegem promisiunea mângâierii? Să fie doar o realitate finală? În Apocalipsa 21:4, Dumnezeu promite că va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Doar la asta se referă fericirea? Va fi o zi în care Dumnezeu ne va consola, ne va mângâia? Sau este și o realitate prezentă? Păi prima fericire e la prezent, că celor este împărăția, a doua e la viitor. Cu alte cuvinte, nu le poți separa. Acest tandem, această țesătură, această împletire este cheia înțelegerii lor. Din moment ce Dumnezeu ni se oferă pe sine, la capătul puterilor, să nu fie aceasta cea mai mare consolare de care putem avea parte. Iată câteva sugestii practice care ne pot însoți. Nu te forța să plângi. Chiar dacă alții simt lucrul acesta, dacă ție nu-ți vine, e ok, ești normal. În al doilea rând, acceptă lacrimile atunci când vin într-un mod natural. Nu te ascunde în momentul în care simți să plângi, în care îți vine lucrul acesta. 3. Roagă-te, asta e una din rugăciunile pe care eu le-am, roagă-te să nu-ți pierzi sensibilitatea spirituală și imploră-L pe Dumnezeu să te păzească de împietrire. Mai departe, cultivă onestitatea și experiența genuină. Înconjoară-te de oameni autentici. Știi ce mult contează anturajul de prieteni pe care îl ai? Să aibă curajul să te privească în ochi, să fie onești, să-ți dea un feedback normal și sănătos și la bune și la rele? Eu de așa ceva am nevoie. Și nu în ultimul rând, nu căuta spectacolul, ci discreția. Mai ales când vine vorba de așa ceva, niciodată să nu faci un spectacol din lacrimi, un spectacol ieftin.
sunt atât de șocat când predică de pe munte, în capitolul 6, de 3 ori, și când vine vorba de rugăciune și de milostenie și de post, Hristos zice, hei, nu în public ca să fii văzut, în ascuns, în ascuns, în ascuns. Ei, așa se validează adevărata spiritualitate. Un respect față de ceilalți pe care îl ai. Ne apropiem de încheiere, sunt două citate pe care nu pot să nu vi le las la final. Numai cei care nu se cunosc pe ei înșiși nu se întristează și nu plâng. Și următorul lucru, Sfântul Irineu, bunul Dumnezeu nu ne-a creat ca să plângem, ci ca să aibă în cine să-și așeze. Doamne, cât îmi place cuvântul ăsta. Binefacerile Lui. Fericirea celor nefericiți sau fericită întristare, doliu făcător de bucurie. Iată întrebările cu care vreau să vă las la final. Când am plâns ultima dată? Când am plâns pentru că am fost rănit? Când am plâns pentru suferința cuiva? Și când am plâns pentru că am rănit pe cineva? 4 întrebări simple, de bun simț, care ne invită să fim onești cu propria inimă la finalul mesajului din această dimineață. Și pentru a aduna tot ceea ce am spus și am gândit într-un singur gând, lucrurile ar putea suna în felul următor. Ferice de cei ce cunosc lacrimile curăției și ale iluminării, căci ei vor fi una cu Domnul.